Exarhul, dacă nu știți, este o funcție bisericească și e un fel de administrator, adică e șeful la bani. Șeful la bani la mănăstiri, mă rog, în lumea ortodoxă. Chiar există exarhi. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la Farfuria lui Exarhu, ediția de post și rugăciune. Astăzi încercăm să întâmpinăm și primăvara și postul cu niște soluții care să ne scoată din tristețea alimentară. Așa că am găsit această formulă, salată de ton fals cu măsline și ierbușoare, le alegeți voi. Ăsta este tonul, eu zic că arată destul de convingător, ca o pastă doar că este făcut din nuci și semințe de floarea soarelui și un pic de maioneză făcută din caju, deci trebuie să alergați la maraton neapărat, demi-semi-maraton. Și zic să și gust ca să vă conving cât de cât, că e o idee foarte bună pentru postul pe care probabil îl țineți sau pur și simplu dacă vreți să trăiți mai sănătos. Nu e pește cum e tonul, nici ciment cum e betonul. O rețetă beton, rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Asta este metoda de a obține ton din aproape orice, dar de data asta din semințe de floarea soarelui, hidratate, și-au schimbat un pic și forma și consistența, adică arată oribil. După părerea mea, nu e neapărat un început bun, dar recuperăm pe parcurs, zic eu. Miez de nucă și ăsta e hidratat bine. Un pic de apă. Zicem, Doamne ajută, dă-i. Nu trebuie să-l distrugem în sensul ăsta, trebuie să mai rămână un pic de textură ca să semene cumva cu fulgea aia de ton din conservă, genul ăsta, ca să înțelegeți la ce mă refer eu. Îl blendăm de drag și-l găsește și după aia trecem la următoarea fază de gătit. Deci dacă sunteți ok cu nucile și cu semințele de floarea soarelui, acum rămâne doar să nu aveți alergie la caju, alergie la castraveți, alergie la roșii. În fine, e complicată viața mai nouă de când s-a descoperit alergia, plus glutenul, plus ADHD-ul. Avem multe probleme pe lume. Cred că ne putem permite să nu risipim apa de la robinet și să spălăm chestia asta, deci facem și caju pe unde au trecut nucile și semințele de floarea soarelui. Dar pe ăsta trebuie să-l transformăm în pastă fină, facem un fel de maioneză, gen, mă rog. Mai punem niște apă și acum punem și restul ingredientelor, gen, ca să vorbesc așa pe limba celor tineri, că dacă spun punem roșii, ei nu înțeleg ce punem. Dacă spun punem gen roșii, e mai clar, ceapă verde. Pudră de muștar, gen. Pudră, cum ar spune Nicu Alifantis. Mă rog, și niște usturoi, mericică, gen, un pic de ulei de măsline, un pic de suc de lămâie, sare roz de la noi din Himalaya, piper. Bun, a ieșit o pastă care nu arată, nu o să arate încurajator, sincer. Adică nu o să fie... Da, arată ca un ton zdrobit cu picioarele, așa. E conservă de ton pe care a sărit cineva. Mai avem și niște drojdii alimentară. Fulgii ăștia sunt folosiți, v-am mai recomandat de câteva ori, atunci când ești în post sau ești vegan. Ei substituie gustul de brânză, gustul sărat, umami, mă rog, ceva între ce fac ciupercile și sau brânza maturată. Punem din asta, că na, nu punem de la noi, punem de la Auchan. Mâncărica, vă asigur, o să fie bună. Punem pastea. Și acum ajutorul din partea
Domnului. Ideal ar fi să stea măcar jumătate de oră. Eu l-aș lăsa mai mult. Doar gusturile se așează, se așează și consistența lui. Să mai umezesc un pic ingredientele astea. Bun, am stat un pic la rece, da, cum se alintă mâncărica. Și acum o să mai adăugăm și morcovii și bucățelele de tija apio, pe care puteți să le blendați împreună cu nucile și semințele de floarea soarelui sau să le adăugați ca să rămână încă ceva gustos. Dar în orice caz va face și compoziția asta ceva mai prietenoasă cu ochiul. Niște mărar. Lucrăm la miracolul transformării nucilor în ton. Și acum pregătim cealaltă salată. Roșioare, zucchini, castraveți, pătrunjel, mărarul, oloi, sare de la noi din Himalaya, piper, lămâie și un pic de usturoi. Și amestecăm. Și acum o să facem farfuria asta. Avem un pic de frunzulițe din astea, de care vă plac vouă. Reci, întotdeauna. Da? Și de rucola, că e mai amăruie, un pic de spanac, câteva măslinuțe, ton. Da? Și compoziția asta de sălățică. Un pic de mărar. Și încă un pic de ulei de măsline. Așa că asta este farfuria mea. O salată de ton fals, cu măsline și cu multe alte chestii care vă ajută să treceți ușor peste post, dar și peste rugăciune. Așa că să gătiți, să vă bucurați și să mă pomeniți. Poftă bună!